scandal de proporții între Stelian Ogică și dansatoarea Pamela aseară, după întâlnirea aprinsă de la un show păcătos. Ești tu, măi, omule, tu nu înțelegi? Toată lumea spune că ești un țăran de Giurgiu, nimic mai mult. Chiar de o să fii, ți-am zis eu ceva, te-am făcut. De ce mă faci, ce mă țăran? Eu am venit să fac mișto de și nu știam cine-i. Coarda are mai multe înțelesuri, înțelegi? Și tu ești o coardă elastică, înțelegi? Dar asta e. Asta ca să vadă lumea cum stă și urmărește un individ ca Ogică. Uitați-l cum dă. Ți-e frică de el acum? Da, normal că mi-este frică. Și pot să chem poliția ca să... Dar ce crezi că se poate face? Ce mi-a făcut și data trecută, m-a bătut. Are foarte mult loc să treacă, a spus că nu are loc să treacă în față. De ce are pe unde să treacă? Nu înțeleg de ce mai stă aici. Ogică, tu de ce nu pleci acum? Ea zice că vrei să o urmărești, e frică de tine. Îmi face plăcere să văd un star. Îmi face plăcere să-l admir. Tu ai de gând să o agresezi într-un fel că este frică de tine? N-are de ce să-i fie frică de mine, pentru că nu sunt un tip violent și nu sunt agresiv în nicio formă. Bă, că ai o bâtă în mașină aici, ce faci cu ea? L-ați convins? Am văzut-o, nu mai ascunde. Ai o bâtă acolo sub haine, ce faci cu ea? Bâtă, cum să fie bâtă? E o bâtă, am văzut-o. Du-te, mă, cu bâta, este... Hai că deschide ușa să mă uit ce ai. Păi de ce l-ai ascuns? Dar nu e bâtă, cum? De ce să faci? Nu e ce, aveți aflatura asta și cum să fie bâtă? Eu aștept pe cineva, ce treabă aveți cu mine, poate sunt, am o întâlnire aici. Trebuie să dau explicații, dar să plece ea cine... Din cauza mea nu pleacă ăsta? Deci nu ai de gând să-i faci nimic, să o agresezi în vreun fel, da? De formă, nu. Și poate motivul de stau aici mai e să aștepte și pe cineva. Cred că și Casandra și-a luat-o pe cocoașă, eu n-am fost iubita lui, n-am fost nimic al lui. Și m-am luat-o pe cucoașă fără să vreau. Eu nu plec de aici până nu pleci tu. Dar nu vreau să plec. Câte labilități psihice aveți, mi-ai făcut atâtea acuzații în seara asta, mi-ai adus atâtea acuzații și mâine te duci la instanță, nu ți-e rușine? Nu. Să vedem cum dai tu dovezi că sunt drogat.